În istoria unei țări există ani mai buni și ani mai răi. În cazul României, anul 1940 a fost un an dezastruos. Evoluția celui de-al doilea război mondial a dus la dezmembrarea României Mari și a obligat țara noastră la o schimbare dramatică a politicii interne și externe. În plus, un teribil cutremur de pământ produs în dimineața zilei de 10 noiembrie a afectat mai ales capitala București. În episodul de astăzi vom vedea cum anul 1940 a dus și la îngenunchierea economică a României. Înconjurată de trei vecini cu intenții agresive, Bulgaria la sud, Ungaria la vest și Uniunea Sovietică la est, la începutul anului 1940, România era un stat izolat și supus amenințărilor. În aceste condiții, regimul condus de regele Carol al II-lea a fost obligat să se reorienteze politic către Germania nazistă. Și un prim pas în această direcție l-a constituit semnarea, în luna mai a anului 1940, a unui acord economic româno-german. Primul acord economic dintre România și Germania fusese semnat în septembrie 1904 de către guvernul lui Dimitrie Asturza. Atunci, la începutul secolului, acest pact semnifica apropierea României de puterile centrale. Miza acelui acord din anul 1904 era protejarea României de amenințarea Imperiului Țarist al Rusiei. Între timp, România își schimbase orientarea externă și întreaga perioadă interbelică s-a bazat pe o politică de alianță cu Franța. Dar în anul 1940, situația pe continent se schimbase, iar Franța nu mai era puterea de altă dată. În acest nou context geopolitic, acordul dintre România și Germania din mai 1940 a fost numit Acordul Petrol în schimburi armelor. România se angaja să livreze Germaniei petrol la prețul din anul 1938, iar în schimb țara noastră primea armament la prețul din anul 1940. Bineînțeles că acest acord ne era defavorabil, dar la fel de adevărat este că România în acel moment nu avea alternativă. Dar Germania lui Hitler nu s-a mulțumit cu atât. La începutul lunii august 1940, între București și Berlin s-a stabilit un acord suplimentar, prin care tot surplusul de cereale al României urma să fie livrat Germaniei. Cele două acorduri economice cu Germania din lunile mai și august 1940 au constituit o încercare disperată a regelui Carol al II-lea de a ameliora relațiile cu regimul nazist. Dar era prea târziu, Hitler nu avea nicio încredere în regele român, iar pentru el România era o țară care trebuia pedepsită. La trei săptămâni după semnarea celui de-al doilea acord economic româno-german, pe 30 august 1940, Hitler și Mussolini au decis ca Transilvania de Nord să fie luată din granițele statului român și să fie dată Ungariei. Dar calvarul economic al României din anul 1940 nu avea să se oprească aici. După plecarea din țară a regelui Carol al II-lea, orientarea pro-germană a politicii românești s-a accentuat și mai mult. Noul conducător al statului, generalul Antonescu, era convins că Hitler va câștiga al doilea război mondial. În consecință, pe 4 decembrie 1940, s-a semnat la Berlin un nou acord economic româno-german. Acest acord urma să fie valabil pentru următorii 10 ani și, în esență, el plasa România pe harta noii ordini economice pe care Hitler visa să o impună în Europa. Cele trei acorduri economice româno-germane din anul 1940 reprezintă în istoria noastră exemple clare de capitulare în fața forței. Atât regele Carol al II-lea, cât și mareșalul Ion Antonescu au sperat ca prin aceste concesii economice să poată salva granițele țării. Dar ambii s-au înșelat. În plus, s-a văzut încă o dată ironia istoriei. În anul 1950, când ar fi trebuit să expire tratatul cu Germania, România era deja în sfera de influență a Uniunii Sovietice. Vechiul inamic devenise noul aliat, dar exploatarea economică a României a continuat pe mai departe. Morala poveștii noastre ajunge astfel la ceea ce economiștii numesc blestemul resurselor. În cazul României, de-a lungul istoriei, bogățiile noastre de petrol, de cereale sau de alte materii prime mai mult ne-au făcut probleme decât să ne ajute. Aceasta este o lecție pe care ar trebui să o învețe și conducătorii de astăzi ai țării. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.